Marea și minunata călătorie spre adâncurile misterioase ale propriei ființe ne solicită încă de la început atât unitatea desăvârșită a ființei, cât și pacea sufletului. Prin urmare, cu mintea cunoscătoare, agitată și gălăgioasă, nu vom putea niciodată să facem această călătorie, străpungând frontiera care ne dimensionează alcătuirea psihologică al umescului pentru a pătrunde în climatul și armonia necuprinsului. Sursa surselor, din care facem parte cu întreaga existență, nu poate fi descoperită decât în ipostaza de neclintire sau perfectă armonie. Omul, încă de la începuturile apariției sale, ca ființă gânditoare, a încercat să-și descopere adevărata sa natură, ca și rostul real a vieții sale în asociere cu trupul, care îi determină personalitatea. În acest sens, sprijinindu-se pe propria gândire specific subiectivă, care îl caracterizează, a născocit o întreagă suită de formule, fiecare dintre ele fiind însoțite de îndemnuri și promisiuni amăgitoare, cu totul lipsite de efecte revelatoare. Lumea haotică pe care o străbatem este rezultatul firesc al metodelor, practicilor, diferitelor crezuri și filozofii născocite de mintea prezumțioasă a acestei făpturi temătoare și nevolnice. Vă îndoiți cumva și apreciați că lucrurile se petrec altfel? În această alternativă, îngânduiți-vă măcar câteva clipe din timpul dumneavoastră și uitați-vă ce se întâmplă în adâncul ființei proprii. Apoi, extindeți investigația și la ceea ce vedeți la restul semenilor. De ce există ambiție, lăcomie, invidie, vanitate și ură? De ce atât de frecvent întâlnim acest egoism sălbatic? Dacă dispuneți de o judecată obiectivă și sunteți cinstit cu dumneavoastră înșivă, concluzia nu poate fi diferită de aceea a autorului, și anume, populația de pe această planetă, cu miliardele ei de locuitori, în afară de câteva fericite excepții, se află într-o continuă derivă psihologică și spirituală. Marea majoritate a celor preocupați de fenomenul etic și spiritual nu face altceva decât să repete greșelile înaintașilor, folosind practicile și metodele amintite mai înainte. Îi întâlnim ca maestri, învățători, duhovnici care speculează ignoranța și frica de necunoscut asemenilor. Ei vorbesc despre Dumnezeu, iubire, evoluție spirituală, fără niciun fel de acoperire și realizare nemijlocită a acestora. Unii dintre ei neagă perenitatea spiritului, alții neagă fenomenul reîncarnării, pentru că în găoacea minților lor nu pot discerne diferența aptitudinilor care separă ființele umane chiar din naștere, din noua întrupare. Unii justifică geniile și talentele ca har divin, făcând din Dumnezeu un tată părtinitor și inegal, cu unii darnic și cu alții zgârcit. Toate aceste semnalări, oarecum separate de temă, le-am făcut cu intenția ca singur să vă puneți întrebări privitoare la ansamblul și realitatea vieții cu care zilnic ne confruntăm. Dar să revenim la temă, ca împreună să aflăm în mod direct, fiecare pentru el însuși, întâlnirea adevărului absolut, ca
care este o veșnică noutate. El apare în pragul clipei și dispare odată cu trecerea sau consumarea acestei clipe. Veșnica sa mișcare și totodată prospețime ne solicită descoperirea și redescoperirea lui la infinit. Ce înțelegem din aceste afirmații? Un fapt pe cât de simplu, tot pe atât de relevant și anume. Mintea noastră știutoare nu-l poate întâlni cu adevărat niciodată. Pretenția că știm sau cunoaștem ce este sacrul adevăr nu-i decât o crasă și condamnabilă absurditate. Dacă deci această minte păguboasă, care prin însăși afirmația ei ne degradează moral și spiritual. Desigur că ea nu-și va opri agitația la o simplă comandă sau prin eforturi de voință, căci efortul este mișcarea aceleiași minți rezemată pe știut ca oponent al primului aspect. Întreaga operație are loc în interiorul aceluiași conglomerat care determină ficțiunea sinelui egotic. Știutorul va dispare însă în mod instantaneu dacă este întâmpinat cu flacăra atenției. Atenția lucidă și impersonală este de fapt chiar sacrul în acțiune și aflat în zona profundă a ființei noastre. În locul rămas liber, stare de negândire, se realizează unitatea ființei și integritatea ei în universalitate. În acest fel, descoperim natura noastră divină și funcționăm ca iubire, inteligență, frumusețe și fericire necuprinzătoare. Scopul real al coborârii noastre la reîncarnare este acela de a descifra taina acestui mare mister și golirea vasului conștiinței de suprafață de toate impuritățile acumulate de către mintea ignorantă, deficitară. Viața fiind un întreg în veșnică mișcare, nu o putem întâlni decât cu unitatea ființei noastre în care noi celule cerebrale, nealterate de experiențe anterioare, intră în funcțiune, realizând în acest fel perfecta înțelegere. În această fericită conjunctură, divinitatea din noi ne conduce prin impulsuri intuitive. Acesta este omul adevărat, care va pune temelie unei alte lumi cu o altă cultură fundamentală pe iubire, inteligență și o desăvârșită înțelegere în relațiile dintre oameni, ca și întreaga natură în general.